Grișa, dar în Rusia când te duci? Tot tu îmi spui mie că eu sunt vânzător de țară. Deci îți spun cum am început eu să-mi vând țara. Că ce-am luat două turbi de astea țigănești mari și m-am dus la mama și am săpat pământ numai de ăsta bun, negru, ciornozeu și le-am umplut plini, plini cu pământ. Și deodată m-am dus la gara. M-am dus la gara feroviară, m-am suit în tren și srazul la Rusia. Nu m-am ajuns pe teritoriul Rusiei, m-am dus acolo la mauzoleu, la piața aceea mare. Vine Pescov la mine, Grișa, și cauți toți. Zic, brat, cheamă-l numai pe Putin în coace. Așa la, ui, și cu tine trebuie să controlezi genzile. Zic, ui, eu am ceva numai special pentru dânsul. M-a dus așa la, am trecut rengenuri, nu înțelege și, ui, eu i-am nu desfășesc genzile, că-i prea pădut, s-o terminat discuția. Așa la, o chemat doctorul, crezi că-i cancer. O luat, s-a uitat doctorul și l-a pipăit, băi, nu-i cancer, cred eu că eu mă cu cancer la Putin s-a lușit. O văzut că nu-i nici cancer. O sunat Putin, care ce-o venit pe țanul ăla de la Nisporien, Grișa, Manole, îl știe și ăla, da, cum nu știu, parcă suntem bratani cu dânsul. Oi vine, ți-o adus ceva, dar nu știm și. Și-a lăsat o spăret, era alb, față, cavaro. Lua și-o luat trei miguri, zburau deasupra capului, eu așa mă controlau cu arichile lor, tot întâi eu părul de ăștia, dacă te uiți, apă de la arichile, de la mic. Când mă trezesc și cu el de la mare 224 și încă și-o adus un lebe, bele lebe de la tăte zburau așa deasupra capului meu, eu ștem cu torbele în față la mauzoleu, la piața așa roșia lor. 30.000 de soldați au pus prin prejurul meu și mă pedeau. Vine Putin și bra ce ai aici, zic, oi, eu mă plec, desfac geanta, voi nu vă speriți, nu mă dau să mă plec și apuc de fermoș, când dau să deschid, căruce avioanele deodată, viu, vertaliuate, o zburat, tăte, s-o dus. Când mă uit nici soldații, oi, nu a rămas unul din 30.000, au fugit tăți. Putin a rămas singur, s-o căcat în pantaloni. Și deschid fermoră, ui, când a început a ieși patlajelele deodată din geantă la mine, săreau pe-n sus, scoși eu deodată, poamă, căruce, din gențele mele, numai când le-am deschis și acolo tot timpul e trist în Rusia, așa că vremea e posomorât, ploioasă, deodată a apărut soarele pe cer, înțelegi? Și deodată din geantă la mine, căruci tot fielul, tot livada Moldovii produce acolo fel de fel de bunătățuri. Putin s-a uitat, oi, ce vrei să fac eu cu zic, oi, eu vând țara. Așa l-a uitat, brat, eu cu problemele mele amuia cu Ucraina nu pot, n-am bani de unde să o cumpăr, înțelegi? Deci cel mai mare a rămas indispus că o fugit tot și a rămas singur, înțelegi? Cu toate că eu am venit cu vorbă bună, dar pe țanul a rămas singur, tot s-a fugit. Și am luat și eu și am pus coada între vine, i-am luat gențele și alea două cu pământ și am venit în America. Așa că cu gențele astea, ieri am fost la Washington, nu m-a ascultat nimeni, amu mă duc la asta, la Pentagon cu gențele astea, să văd, poate măcar aici m-a asculta. Oi, Andrei, când tu ești dintr-o parte, tu pari băie de treabă, dar nu mă pare, nu mă pare. Vedeți capul vostru pe umeri, nu știți proști. Sănătate la tăți și numai bine, vindeți țara că avem și vinde. Vindeți-o, sucă.